În cadrul programului Școală Altfel, mai mulți elevi de la Colegiul Național Dragoș Vodă au participat la proiectul Ziua Ștafetei, o activitate care le oferă oportunitatea de a explora meserii și a testa ce li se potrivește pentru a începe să își croiască parcursul profesional încă din școală. Elevii și-au ales mai multe domenii de activitate pe care au încercat să le descopere cât mai mult și să-și facă o idee despre ceea ce presupune mai exact meseria aleasă. În timp ce unii elevi au mers la poliție, la spital sau la cabinetul veterinar, Mihaela și Georgiana au venit la TV Siget, curioase și interesate de ceea ce se întâmplă în spatele camerelor. După ce s-au familiarizat cu atmosfera din studiouri, fetele au luat microfonul în mână și au dat start interviurilor. Consider că este un proiect destul de inovativ, care dezvoltă unele capacități ale elevilor, precum cea de socializare. Ok, și crezi că te va ajuta pe viitor faptul că tu mergi să-ți alegi diferite meserii? Da, deoarece aflu mai multe informații despre cariera pe care doresc să o urmez și, totodată, cum am spus, îmi dezvolt unele capacități. Din multitudinea de meserii pe care ți-au pus la dispoziție, tu pe care le-ai ales? Cea de psiholog și la TV. De ce ai ales-o pe cea de psiholog? Îmi place să vorbesc cu oamenii, să socializez și să le aflu problemele și să-i ajut. Crezi că este o meserie ușoară sau una destul de grea? Depinde câtă experiență ai, cu câtă dorință faci ceea ce faci. Și de TV de ce ai ales? Am dorit să văd și o altă meserie mai interesantă, tot așa, care se bazează pe socializare, creativitate. După ce i-a luat interviu Georgianei, a venit și rândul Mihaelei să-și spună părerea. În această săptămână, tu, ca și în calitate de elevă, ce meserii ți-ai propus? Păi, mi-am propus meseria de procuror în cadrul tribunalului de la Judecătoria Siget și mi-a mai propus și meseria de jurnalist, mai exact în cadrul televiziunii de la Siget. În cadrul televiziunii mi-am făcut o impresie destul de bună, mai ales în cadrul pe teren. Acolo cred că mi se potrivește mai exact și e cea mai interesantă parte a unui jurnalist. E cam atât. Ne poți spune niște abilități pe care un jurnalist le poate avea? Prima calitate cred că ar fi creativitatea. A doua calitate ar fi să nu ai emoții atunci când vorbești cu o persoană, să ai ambiție, să nu te lași descurajat de orice persoană și să-ți placă ceea ce faci.